el vă recomandă Aminoplant, biostimulator pe bază de aminoacizi esențiali naturali pentru culturi cerealiere, oleaginoase și vitipomicole. Cole. Am revenit. Agricultura o șansă pentru România. Discutăm în continuare despre ce se mai întâmplă în acest sezon fierbinte pentru fermierii români, din toate punctele de vedere, a spune și la propriu și la figurat, dar pentru a lua pulsul fermierilor în continuare, am invitat-o alături de noi pe doamna Iulia Blagu, este fermier și membru al forumului APPR. Bună ziua, doamna Blagu, vă mulțumesc pentru prezență. Și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim și noi pentru că sunteți în emisiune. Mai întâi de toate, v-aș ruga să plecăm cu dialogul nostru de la situația din teren. V-aș ruga să ne dați câteva repere despre zona în care, mă rog, lucrați și care este acum situația. Cum arată? A plouat, n-a plouat? Ați început recoltarea? Cum stați? Da. În momentul de față, în zona Ialomița, mai precis Urziceni Ialomița, am avut parte de câteva ploi chiar neașteptate. Cu toate acestea, ele vin ușor tardiv. Am avut câteva săptămâni, dacă nu chiar o lună, în care ele au lipsit și porumbul a început să sufere. Între timp, mare parte din fermierii din zonă au recoltat o parte din cerealele păioase și rapița, inclusiv noi am terminat recolta pentru rapiță și ors. Suntem în plină campanie, da, că aveați dreptate, este fierbinte, suntem în plină campanie la grâu. Ploile care vin neașteptat ne opresc destul de mult, totuși suntem recunoscători că ele vin, în condițiile în care sunt județe în Moldova care suferă și acest an de sece. Așa este și noi vorbim destul de des cu fermieri sau că avem un corespondent în Moldova și, într-adevăr, acolo problemele legate de precipitații de ploaie sunt foarte mari. Bun, nu vreau să reluăm neapărat agenda și adresa despre care am vorbit, dar am văzut, de exemplu, și ați menționat și dumneavoastră că prețurile sunt acum o problemă, nu pentru fiecare dintre fermieri. Sigur, eu aș vrea să fiu așa un pic temperat, să spun că poate fiecare dintre dumneavoastră nu ar fi trebuit să sau știați că acel vârf de anul trecut nu va mai fi atins atât de ușor și atât de repede. Ceea ce, într-un fel, cred că e și normal, a spune, după cum vedem condițiile din piață. Dar cum vedeți, totuși, evoluția prețurilor, care e destul de volatilă, spuneați? Foarte volatilă. Problema în ceea ce privește prețurile este că o bună parte din culturile noastre sunt înființate în baza prețurilor pentru îngrășăminte, pentru motorină, valabile anul trecut. Motiv pentru care, deși ele s-au ieftinit între timp, începând cu această primăvară, costurile înființării fiecărui hectar sunt ridicate. Prețurile revin la normalul anterior războiului din Ucraina, dar nu înseamnă că problemele noastre se rezolvă. În condițiile în care am avut costuri foarte ridicate, apar foarte multe presiuni de la schimbarea PNS-ului. Se pare că și aceste beneficii de care agricultorii sau se bucurau sunt puse sub lupă și e posibil să nu mai avem nici facilitățile fiscale. Despăgubirile pentru secetă sunt o glumă. Așa este, formula de calcul despre care vorbea, exact, despre care vorbea domnul Bercu anterior, este iarăși o glumă.
Faptul că de la 1000 de lei promiși am ajuns la 335 de lei, practic nu ne ajută cu nimic. Suntem foarte mulți fermieri care ne punem problema cum reușim să ducem și acest an fără să intrăm în faliment. E un an complicat, Deși așa cum produc... spuneți. Da. Deși producțiile de rapiță și de cereale ploioase până în acest moment sunt relativ bune, prețurile le fac să fie neprofitabile. Practic, ar trebui să facem producții record ca să putem să fim în profit. Am înțeles, da. E o temă într-adevăr complicată aceasta și aș vrea să vă întreb, pentru că ați atins tema aceasta a PNS-ului, a Planului Național Strategic, nu vorbim neapărat de fermieri în general, dar eram curios dumneavoastră dacă ați aplicat, dacă ați înființat culturile ținând cont de, hai să zicem, de restricțiile, dacă le pot numi așa, de regulile, ca să fie mai larg așa, regulile PNS-ului, adică dacă veți accesa acele subvenții care sunt într-un fel condiționate de anumite tipuri de culturi și de respectarea unui anumit program de culturi. Intenția noastră aceasta este să respectăm întru totul condițiile noii ecoscheme ca să putem să profităm, desigur, de această extra subvenție, dar de la dorință până la punerea ei în practică, în condițiile în care nu știm cum vom finaliza acest an agricol. După alți 3 ani în spate dificil, nu știu cât de mulți dintre fermieri, cel puțin din zona noastră, unde noi avem contactul cu ei direct, nu știu cât de mulți vor putea să pună în practică la modul realizabil. Deși intenția este acolo. Am înțeles. Bun, deci în mod normal, adică vă doriți să accesați aceste ecoscheme, cum se numesc, toate acele condiționalități de mediu. O să vedem acum cum vor fi ele privite de și cum va ieși din piață. Apropo de, pentru că ați atins și facilitățile fiscale, suntem într-adevăr în miezul unei discuții legate de eliminarea sau nu a facilităților fiscale pentru angajații din sectorul agricol și din industria alimentară. Sigur că e deprisos să vă întreb cum priviți acest lucru. Sigur că vă doriți probabil ca aceste facilități să rămână, nu? El ajută Desigur. agricultura? Foarte mult. Practic, așa cum astăzi a fost menționat în cadrul conferinței de presă al forumului APPR, din care eu fac parte și pe care îl reprezint, a fost chiar atins acest subiect, printre alte subiecte care reprezintă urgența agriculturii românești. Sunt ani de zile de când sunt presiuni din toate părțile, pe fermieri, pe fermele care nu au dimensiunile suficient de mari încât să supraviețuiască unor vremuri chiuri, motiv pentru care orice facilitate în plus, orice beneficiu, orice ajutor, nu face decât să ne dea o șansă în plus să trecem peste dificultățile și provocările fiecărui an. Că vorbim de secetă, că vorbim de creștere exponențială, iată, în tot ceea ce înseamnă input-uri, că vorbim de problemele majore actuale, care nu sunt doar actuale în ceea ce privește presiunea pe logistică și infrastructura în România, odată cu crearea coridorului pentru cereale venite din Ucraina. Aceste lucruri sunt de lungă durată, se anunță a fi greu gestionabile și greu soluționabile, motiv pentru care să venim în acest moment și să ridicăm și aceste facilități care erau ca o gură de aer proaspăt pentru fermieri, pentru mare parte din fermele din România, da, este o problemă.
Da, complicată temă, într-adevăr. Va juca pentru că, sigur, colegii mei or să prezinte la știri o parte din subiectele abordate la conferința de presă. Dacă vreți să ne mai dați câteva repere despre temele abordate de către Forumul APPR cu ocazia acestei conferințe de presă, așa, sigur, într-un fel de avanpremieră pentru ora 19, când vom avea jurnalul Agro TV, evident. Da. A fost o conferință de presă ținută astăzi în Slobozia, la biroul asociației noastre. S-au atins două subiecte importante. Ați participat și dumneavoastră? Din păcate, nu a trebuit să ajung cu cel mic la București. Nu-i problemă. Dar ca întotdeauna sunt alături de colegele din partea executivă a forumului și de fermierii noștri foarte implicați acolo. Pe lângă urgențele care s-au vehiculat și pe care ușor le-am și discutat, mai sunt, desigur, și altele în prim planul asociației noastre și care presupun în acest moment o atenție sporită. Nu putem să discutăm despre aceste urgențe doar de dragul discuției. Avem nevoie de măsuri concrete și urgent avem nevoie de aceste măsuri concrete din partea autorităților. Pe lângă acest aspect s-a discutat și despre acțiunile Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România, dar și despre târgul FarmConnect, care este târgul agriculturii românești și pe care urmează ca forumul să-l organizeze în Slobozia în acest an, la sfârșitul lunii august, și care se dorește să fie un reper pentru toți profesioniștii din domeniu, pentru fermieri, pentru consumatori. Este un prim târg care își dorește foarte mult să integreze consumatorul, ca acesta să înțeleagă ce producem, de ce producem atât de costisitor, de ce producem, pentru că ne dorim foarte mult calitate, ne dorim ca ceea ce ne hrănim copiii să fie la vedere pentru toată lumea, pentru consumatori inclusiv. Deci a spus la sfârșitul lunii august acest eveniment va avea loc, nu? Va avea loc în Slobozia, exact, între 31 august și 3 septembrie. Vă invit cu tot dragul. Anul trecut a fost prima ediție a acestui târg. Urmează ca anul acesta să fie a doua ediție. A fost pentru mine, un participant ca toți ceilalți, o interacțiune mult mai benefică cu toți reprezentanții diverselor companii care au participat. Și sper ca de la an la an comunicarea între noi, fermierii, și producătorii de tot ceea ce înseamnă utilaje, sămânță, să fie din ce în ce mai ușoară, mai facilă. Ne dorim foarte mult ca să ne înțelegem tehnologia, să o abordăm. Ei să înțeleagă, iată, provocările cu care noi ne confruntăm. Și un astfel de târg este o ocazie excelentă. Bun. V-aș mai ruga, pentru că am uitat să precizăm la începutul dialogului nostru, vă rog să ne spuneți cam ce suprafață de administrați și, sigur, cam ce culturi aveți în lucru, să zic așa. Sigur, da. Noi lucrăm în familie. Este afacerea pornită de tatăl meu în urmă cu probabil peste 20 de ani. Din pasiune, niciunul dintre noi nu a urmat această cale decât abia când am descoperit ce potențial are. Tatăl meu fiind un inginer constructor, pasionat de agricultură, am ajuns să lucrăm în acest moment prin toate entitățile juridice, undeva la 900 de hectare
desfășurate pe raza mai multor localități din zonă. Lucrăm în mare parte, suntem lucrători din cultura mare de grâu, rapiță, floarea soarelui, porumb și ors. Anul acesta ceva mazăre. Ne interesează să vedem ce alte opțiuni mai avem, de la soia până la nouă, în viitor. Bun, excelent. Evident că ne dorim să existe, mă rog, o colaborare la nivelul fermelor între generații și asta se întâmplă și la dumneavoastră. Vorbim mult și despre o reînnoire generațională, nu doar la nivelul agricultorilor, a spune chiar și la nivelul mediului rural românesc. Este o preocupare europeană, dar și una locală a României. V-aș ruga pentru finalul dialogului nostru să aveți o concluzie acestui moment, doamna Blagu. Spuneați că anul acesta e mai dificil pentru fermierii români, ați explicat și de ce, dar haideți să vedem cum vedeți concluziile pentru acest moment. Suntem la începutul lunii iulie, evident că vom mai discuta în această vară și în această toamnă despre acest an, dar cum îl vedeți acum la început de iulie? Da, anul în sine, agricol, din punct de vedere agricol, în zona noastră nu este un an rău. Dacă nu ar fi fost provocările anilor precedenți în spate, am fi putut menționa că este chiar un an bun. Din nefericire, undeva aceste presiuni trebuie să găsim supapite cu aceste presiuni, astfel încât de undeva fermierul român să poată să își salveze afacerea și să facă și profit, desigur că asta este definiția afacerii lui. Senzația tuturor este că noi fermierii o ducem extraordinar de bine, neînțelegându-se cât de multe sacrificii se fac, cât de multe provocări sunt. Anul acesta, în mod deosebit, pentru că s-au acutizat de fapt și abia acum se devoalează problemele anului trecut, sub euforia prețurilor bune din primăvara și vara anului trecut, mulți fermieri n-au realizat ce i-a lovit. Abia acum realizăm cu toții ce se întâmplă. Eu îmi doresc foarte mult ca, tocmai pentru că vorbesc și dumneavoastră despre schimbul de generație, eu îmi doresc ca fermierii tineri să gândească soluții, să vină în față și să reușim să salvăm prin orice mijloace agricultura românească. Mulțumesc pentru intervenția în emisiune, pentru analiza și informațiile oferite. Vom mai discuta, cum spuneam, cu siguranță în această vară. A fost alături de noi doamna Iulia Blagu, fermier și membru al forumului APPR. Încă o dată mulțumiri. Schimbăm subiectul așa după cum v-ați obișnuit la finalul emisiunii noastre. Avem o temă din țară, nu înseamnă sigur că în restul emisiunii nu avem teme din țară. Iată, am vorbit cu o doamnă fermier din Ialomița. Acum însă suntem în județul Argeș, împreună cu Elena Picu, este colega noastră, corespondent AgroTV, cum spuneam, în județul Argeș. Bună ziua, Elena, încă o dată mulțumesc pentru prezență. Bună găsit, Rudi, îți spun și eu ție și telespectatorilor noștri. Cu ce vești vii astăzi? Știu că ai și o știre în jurnalul AgroTV din această seară. Da, înțeleg da, că da, e legată din nou de carnivorele mari, cum se numesc, adică mai precis de urși, nu? Da, de urși și de lupi. Urși și de lupi, aha. Din păcate, astăzi nu am o veste bună sau prea optimistă, așa cum ne-am obișnuit până acum, pentru că atenționările sunt din ce în ce mai numeroase, prezența urșilor este din ce în ce mai mare, nu mai vorbim de ferme, de acum vorbim direct de gospodării.
pentru că am văzut, chiar ieri am primit o avertizare foarte aproape de locuința mea. A fost un urs, a venit la un vecin care avea acolo câțiva stupi și i-a prăpădit tot. Apar pe Transfăgărășan, zona imediat în zona de nord a județului Argeș, apar în plantații, apar la drumul mare, apar la sâne, apar la ferme. Sunt din ce în ce mai numeroși și nu știu dacă undeva se vede efectul legilor din ultima perioadă. Mă așteptam ca acestea să își producă efectul în teritoriu și numărul lor să fie mai mic sau chiar dacă nu este mai mic, măsurile să se concretizeze în ceva liniștitor, dacă vrei, atât pentru fermieri cât și pentru noi fiecare cetățean în parte. Astăzi vorbim cu un fermier în jurnal despre măsurile pe care a reușit să și le ia pentru a-și pune la adăpost animalele. Are și o turmă de oi, are și o cireadă de bovine. Le pășunează atât pe timpul, cum a fost până acum, până în primăvară, le-a ținut aproape de locuință, iar pe timpul verii le duce în golul alpin și pășunează pentru că a luat în arendă un munte întreg. Până aici e bine, dar are vreo soluție minune pentru a păzi animalele de lup? Soluția salvatoare s-a dovedit, dacă până acum am vorbit de garduri electrice, de câini și așa mai departe, soluția salvatoare în cazul fermierului Constantin Dăcilăt, pe care vă propun să-l cunoaștem astăzi și a cărui experiență vreau să o promovăm, poate folosește și altora, este combinată și câini ciobănești și gardurile electrice așezate pe trei fire. Explică foarte bine pe trei pe trei rânduri sau pe trei fire, adică trei fire de electrice pe un suport. Ok. Deci gardul împrejmuirea adăpostului de animale să nu fie cu un singur fir, ci pe trei fire așezate cam la 40 de centimetri unul de celălalt pe lungimea fiecărui suport. Așa a reușit să-i țină la fermierul l-a testat, nu? L-a testat, sigur că da, și are de asemenea niște câini ciobănești, așa cum spune el, poți să ai 100 de câini, dacă nu, printre ei nu ai măcar unul care să fie cu experiență, ca în orice domeniu. Și la animale este ca și la oameni. E adevărat, da, nu m-am gândit la... Dar așa, e dreptate că... Așa. Este deci experiența în cazul ăsta ce înseamnă? Să fie avut un pic de... Să fie un câine mai bătrân, să fie un câine dresat, să fie un câine de un câine special, rasă specială pentru paza animalelor, pentru lupta cu ursul, pentru că spune el, câinele îl simte de la depărtare când se apropie ursul sau lupul. Ciobanul atunci, mânzărarul sau mă rog, cum că știi că și la stână există o adevărată organigramă acolo, nu este doar e cu ierarhie e cu, da. O adevărată ierarhie sigur că da, și atunci în momentul în care câinii dau alarma, ies și îngrijitori, ies ciobani, ies mânzărari, ies strungari, ies toți dau gură și în ultima instanță gardul electric, dacă totuși reușește să treacă, gardul electric este cel care l-a salvat în ultima fază și astfel a reușit ca în ultima perioadă să nu mai aibă pierderi în rândul animalelor. Se pare că aceasta ar trebui să fie soluția. E o idee, Amănuntele cred că le pot găsi telespectatorii noștri încă o dată la ora 19 în jurnal. Și de menționat că aceste garduri electrice au fost și măsuri prin Ministerul Mediului prin care fermierii puteau să își achiziționeze aceste garduri electrice. Trebuie să caute soluții, dar împreună, combinat, câinii ciobănești și gardul electric l-au ferit pe fermierul nostru să mai aibă pierderi în rândul animalelor din cauza urșilor și a lupilor. Am reținut. La ora aceasta doar atât, aceste informații, încă o dată la 19 puteți vedea amănunte și imagini. Îți mulțumesc, Elena, pentru prezență și pentru informații. De la Buzău la Harghita, în Harghita, din Brașov până la Suceava, aceleași probleme urșii și lupii. Ați văzut o posibilă soluție încercată de un fermier din județul Argeș. De ce nu încercați și dumneavoastră? Ne oprim astăzi aici cu Agricultura, o șansă pentru România. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe AgroTV. Ce vor plantele? Jurnalul de la ora 19. Vă doresc numai bine, să ne revedem, să ne reauzim sănătoși.